Într-o zi, un unchi al meu mi-a arătat o carte în care scrisese istoria familiei. Avea acolo fotografii cu toți oamenii din familia noastră, despre care știa lucruri foarte precise. Cine le făcuse, când, unde, cum. Însă era acolo una despre care nu știa mare lucru. Fotografia asta nu-i făcută de mine. Cine a făcut fotografia asta? Fotografia asta e făcută asta e făcută... În ce an e făcută? Familia mea e una dintre puținele familii de români rămase. A românii au trăit dintotdeauna răsfirați prin Balcani. N-au o țara lor. Ținuta îmi place foarte tare. La aceștia români sunt puține neamuri la care, fără excepție, bogați, săraci, femei, bărbați, copii, să aibă această ținută ca și când ar călca în propriul lor imperiu. La Muzeul Țăranului Român din București găsesc o colecție de fotografii vechi cu a români, pe care Ioana Popescu a publicat-o într-un album. Primul lucru care îmi vine în minte când văd aceste imagini e că toți oamenii ăștia seamănă ciudat de mult cu unchii, verii și mătușile mele. Toate fotografiile au aceeași semnătură. Aș vrea să vă întreb ceva. Uitându-mă la imaginile din album, eu am o fotografie a străbunicilor mei. Știu despre acest străbunic al meu, Mita Zdru, că era armatol, adică lupta în munți împotriva grecilor. Mă întrebam dacă poate să fie și fotografia asta făcută de ei. Primul sentiment e de surpriză, fiindcă mă așteptam să văd un armatol și văd un om normal, îmbrăcat civil. Tipul ăsta de fotografiere, cu cortina în spate, frumos așezați, bine echilibrați, cu el stând jos, ca întotdeauna bărbatul stă jos, bărbatul este elementul important și femeia în picioare lângă el. Toate lucrurile astea, sigur că se potrivesc foarte bine cu ceea ce fotografiau frații Manachia, dar în același timp se potrivesc foarte bine cu ceea ce se fotografia în perioada respectivă. Marian Țuțui știu că s-a documentat foarte mult și el trebuie întrebat ce surse a avut. Ar putea să fie făcută de ei. Există fotografii asemănătoare. Nu toate fotografiile realizate de ei erau semnate. De pildă, erau unele cu revoluționari. Astea nu au fost semnate tocmai pentru a nu, probabil, să nu supere autoritățile. Eu personal nu am mai văzut-o până acum, deși am văzut câteva sute de fotografii ale lor. Pe Marian Țuțui îl știu pentru că a scris o carte despre frații Manachia în anii în care a lucrat ca redactor șef la Arhiva Națională de Filme. Milton și Enache Manachia erau aromâni. Dacă avem în vedere secolul 20, toate evenimentele din prima jumătate a secolului 20, toate schimbările dramatice din Balcani, ei le-au surprins. Răscoalele, răscoala de Sfântul Ilie, Revoluția Junilor Turci, cele două războaie balcanice, cele două războaie mondiale,
activitatea lor de peste 50 de ani. Chiar dacă nu au fost primii care au filmat, pot fi considerați primii adevărați cineași din Balcani. Година мој брат е бил во Париж и таму студираше ништо за цртање. После кога види таму 1905 година види зашто има апарат за снимање, тој како и фотограф го купи апаратот од Франција и го донесе во Битул. Баш немаше во Париж, се оди чак во Лондон. От Лондон го донесе апарато. Беше мало забранено такви работи да има от турско време. Ама Бог го донесе той, без да знава луѓето и царина турска што е било. И било, почнаме да снимаме со филмо. Alo, bună ziua, domnul Nicolae Tanașoca? Aș vrea să vă întreb dacă ați fi dispus să ne întâlnim odată, să-mi spuneți câteva lucruri despre cine au fost frații Manachia. Împrejurările în care au lucrat frații Manachia sunt foarte interesante și foarte importante pentru istoria Balcanilor. E vorba de sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Este o perioadă de mare efervescență în Balcani, în care se afirmă ideea națională și statele naționale, Bulgaria, Serbia, și se luptă între ele pentru moștenirea Imperiului Otoman. Și avem aici pe eroii Constituției Otomane, astea sunt comandate, înțeleg că pozele astea fraților Manachia, de Comitetul Junilor Turci. Mă rog, alte personalități din fruntea acestei mișcări, care e de modernizare a statului turc și care merge pe tiparul franțuzesc, adică e mișcarea de europenizare a Turciei. Pe Nicolae Tanașoca, filolog și istoric român, specialist în culturile balcanice, îl vizitez a doua oară la Academia Română, încercând să înțeleg o situație istorică pe care o găsesc greu de descifrat. Primul război balcanic a fost făcut pentru eliberarea de sub turci a Macedoniei. Al doilea război balcanic a fost răfuiala între învingători. Și România a intervenit în ultimul moment, cum știți, și a pus capăt conflictului, a pacificat Balcanii și pacea s-a încheiat la București. Și a ieșit o nouă ordine în acest spațiu de stat. Adică s-au creat statele naționale, s-au completat, s-au alipit, s-au rectificat frontierele. Ele nu răspundeau pretențiilor tuturor deloc și până la urmă sigur că s-a ajuns la pace, dar așa a izbucnit al doilea război balcanic. Cum credeți că au ajuns fotografiile acestea în colecția Academiei? Uite, o parte le-au dat chiar ei, cred. Le-au pregătit, le-au făcut special și le-au donat. Toate aceste fotografii au fost luate la fața locului de frații Manachia, inscripție autografă, fotografii curții regale române. Erau furnizori ai curții regale române, monastiri Bitolia, Turcia. Deci, frații Manachia, fotografiile lor pot servi drept material documentar extraordinar pentru conflictele balcanice din perioada, la începutul secolului al XX-lea mai ales. Ori ei au filmat și au fotografiat pe toți participanții, toate părțile intrate în conflict, aș putea spune. Manachia au fost, s-au manifestat tot timpul ca români. Asta e sigur în perioada asta. Ce e interesant acum? Cum se luptau părții Balcanii pentru
pentru Macedonia și să luptă pentru frații Manachea, fără crime, numai cu condeiu. Adică, citește o carte românească, spune adevărul, frății Manachea erau furnizorii curții regale, citește la Skopje, o carte scrisă de macedoneni, îi scoate macedoneni, n-au nimic românesc în ei. E o mare monografie greacă, foarte bună de altfel, despre frații Manachea, nu spune o vorbă că sunt vlaci. De greci, frații greci, chiar pe copertă, Manachea. Years ago, appeared news in the Greek newspapers about the case of Manachea brothers, and they claimed that they were the Greeks who invented, discovered, brought the cinema in the Balkans. I don't like the way they looked at the ethnicistic, nationalistic point of view, so I thought I should write something about them, trying to understand what really believed about themselves. The Manachea brothers never said they were something either Greek, Turk, Macedonian, or anything else, except they were Vlachi. Vlachi is the name we give to what it is known now as Aromuni, or their family, themselves, the village, all belonged to this race. But in your book you say actually the Manachis brothers were of indisputable Hellenovlach descent. Yes. What's Vlach and what's Hellenovlach? It's something that Vlach and Hellenovlach, it's something that stays in the shade of a clear situation. Vlachs that feel Greeks. Ai stat ții sunt armele în întrebare greu, așa și scurtul, va fi mai malișoară definiție, asta este. Că sunt o clirunomli la mileți ți bânatul pe insula balcanică, mileți ți fură romanizat. Nu tuti fură romanizate, cu măți dita este mileți fură romanizat. Azi avem o hartă așa de autoidentificare mult diaforă, mult complicată. Avem armânții sluvursesc cu greți, avem armâni care sluvursesc cu români, avem armânții, zic, macedonentul, Republica Macedonia, ama ca nom general ții duchesc cu mine, asta țea că armânii tu Vasilile iubânează, au minduiarea dit Vasilia iubânează. Și vași, asta e normal lucrurile astea. Că ți-ai ca să treacă bana malișor să nu aibă chiadiții. Și Pistipsescu că marea doar armânilor este să treacă și nivizuți pentru sonii, să nu zveadă, să nu adară căvgă, să-și adară lucrurile. Este tu sânțele nostru, Mindescu. Alexandru Gica e un profesor de matematică român care îmi pare mai degrabă a fi un istoric deghizat în matematician. Dintre toți oamenii pe care îi cunosc, el știe cele mai multe lucruri cu privire la români. Îl întreb ce se întâmpla cu ei la începutul secolului 20, când au început să lucreze frații Manachea.
Atunci avem un turlie de competiție. Un alum tanamisa de Grecia și de România, ti subiectul armânii. Se vrea zic că un turlie de polim, ti jale, niscântiori, fu de alihea cu, și cu oameni vătămați. Așa cum văd eu lucrurile, mai mulți le armântul Chirolu Ațel se identifica ca greț. Am ahurhinda lui cu eta naospră, cu ahurhita etării naospră, ahurhi și identificarea ca română, ahurhi ajutorul de la cratul român după 1864, cu sculiș, cu băseariți. Și atunci lucrurile s-a sparsiră, tu lumea armânească, cât se ahurhi un câvgă intern. Era un câvgă anamisa de armânii grecomani și armânii pro-români. Lipsa știți zățem că Avdela, locul de Suntul Franțului Manachia, aproape integral era tu parea pro-românească. The village, as you probably know, is called Avdela. It's one of the 10 or 15 villages who was inhabited by Vlachs in the slopes of Pindos, between Macedonia and Epirus. The family of the Manakias seems to be traders and farmers, cattle growers. I was astonished to think that these young men involved themselves in the art of photography and of cinema in such a place. It's almost unbelievable. Fu năștari de paradigmă atunci tu Chirolu Ațel. Sigur, nu era tradițional să dai cadurii tu lumea rumnească. Ianachi vrut să-i cândăsească că nu-i ca știții mistico cu cadurile astea, e ceva natural și jucă multul cu pirifane armânilor, că va avea de nipoțile și paranipoțile, va avea de și va v-aș aduc aminte de voi. Milton, după mintea mea, este armânul Safi, armânul acel care joacă toate cărțile. Poate să soț cu vârgarul, cu greclu, cu turcul, soț cu toată lumea. Asta era turlia de bânare armânească. Streț ghinii cu toți, ca spus armântul bană. Și cât îl Duchescu, spărea că avea și șicăia și multi, așa îl Duchescu eu. Părea mă înheamă mă lefter, mă liber. Ianachi era înheamă mă încârfusit. Ianachi was very timid, was very close to his family and very committed to his profession and to his targets in life. While Miltos was womanizer, very, you know, the joy of life. După un an, Milton a lăsat sculia, intră calful la fratisul. Ianachi adră sculia Protavdela și de apoi ajuns și dascal la sculia românească de Iani. El vrut daima sibă dascal. Avea mari mirachi. Și era dascal nu mai ști desen, am mai ști caligrafie, tingrăpsea. Tu contextul acesta e șadrară studiu fotografic, Iani. Γιάννενα ήταν μια πολυεθνωτική και πολυπολιτισμική πόλη. Κατοικούσαν κατά βάση τρία μιλέτ, τρεις εθνοθρησκευτικές ομάδες, η χριστιανική, η μουσουλμανική και η εβραϊκή. Άρα μιλάμε για μια πολυπολιτισμική πόλη, για μια ατμόσφαιρα όπου διαφορετικές εθνοτικές ομάδες συμβίωναν για πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια μιλάμε για μια εποχή που όμως η
τα εθνικά κινήματα και ο ρόλος του Σουλτάνου και της Πύλης είχαν αρχίσει να δυναμητίζουν αυτό το κλίμα της ειρηνικής συμβίωσης και είχαν αρχίσει να εμφανίζονται οι εχθρότητες και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ομάδες προκειμένου να κυριαρχήσει η μία ή η άλλη στο χώρο. Εκεί έζησαν οι μανάκια και είχαν το φωτογραφείο τους. Και φωτογράφησαν βέβαια όλες αυτές τις ομάδες, την καθημερινή ζωή, γεγονότα, και όχι μόνο μέσα στα Γιάννενα, αλλά και στην ευρύτερη ενδοχώρα, όπου φωτογράφησαν πανηγύρια, γιορτές, οικογένειες, προσωπικότητες κλπ. Înainte să plec de la Muzeul Țăranului Român din București, Ioana Popescu mi-a sugerat că ar trebui să vorbesc cu Vasilis Nițiacos, profesor de antropologie la Universitatea din Ioanina. După ce ajung la el în birou, descoper că și Vasilis e român. Zburăști armâneaștii? Mă întreabă. Niheam, zic eu. Sfârșim prin a vorbi eu în engleză, iar el în greacă, ajutați de un traducător grec a român care a făcut facultatea în România. Clar, suntem în Balcani. Do you know where the photo studio was in Ioanina? No. We were here and we searched for... I don't know. The city has changed. The structure has changed. Hello. Hello. Hi. Do you know if there's a street called Manaki? Mm-hmm. Is it? Yeah, here in Ioanina we don't. Or Manaki. Manaki. Or a memorial house, or a building that has a plate. So this was Yanaki Manakia was a very famous photographer who lived here for a couple of years, and we're looking for some information about him. Yeah, it's something we don't really know here. Can you tell me why everyday normal life people from the city, why they have never heard about them, why all the traces are erased? Κοιτάξτε, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Για ένα μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα αυτά τα ζητήματα ήταν ταμπού. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ρουμάνικη προπαγάνδα όπως την ορίζουμε εμείς στην Ελλάδα. Και η αδελφή Μανάκια ήταν γόνη μιας οικογένειας η οποία έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή εκείνη την εποχή ως προς την εθνική ένταξη. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι σε ό,τι αφορά την εθνική τους ταυτότητα. Και το πρόβλημα είναι, προκύπτει διότι μιλάμε για μια εποχή που γεννιόνται τα εθνικά κινήματα, δεν έχουν ακόμα αποκρισταλωθεί οι εθνικές ταυτότητες, είναι ρευστές και οι άνθρωποι και οι ομάδες και οι οικογένειες και τα άτομα καλούνται να επιλέξουν ταυτότητα και πολλές φορές μπορεί να είναι και ζήτημα τυχαίο. Νομίζω ότι η αδελφή Μανάκια δεν κάλυπταν απλώς φωτογραφικά ή κινηματογραφικά τα γεγονότα στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι ενεπλάκησαν στα γεγονότα. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε και φωτογραφία ενός από τους αδελφούς με μια συμμορία Μακεδονομάχων, που σημαίνει ότι επιστρατεύτηκαν ή ότι επέλεξαν να συστρατευτούν με τέτοιου είδους αντάρτικες ομάδες που συγκρούονταν μεταξύ τους για το πού θα πάει η Μακεδονία. Περίπτωση αφίβιων Βαλκάνιων, οι οποίοι καλούνται να αυτοπροσδιοριστούν με εθνικούς όρους. But they weren't particularly close to one of the groups, right? Let's say the Macedonian ones or the... Στο μυαλό μου πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ακριβώς καθαρό αυτό. Οι Έλληνες θα τους παρουσιάζουν ως Έλληνες, οι Ιουγκοσλάβοι ως Ιουγκοσλάβοι, οι μετέπειτα Μακεδόνες εισαγωγικά ως Μακεδόνες, οι Ρουμάνοι ως Ρουμάνους κλπ. Και αυτό είναι τυπικό σε αυτές τις βαλκανικές περιπτώσεις της μετάβασης
όπου δεν έχουμε ακόμα καθαρά πράγματα, οι άνθρωποι μπορεί να είναι και οι ίδιοι μπερδεμένοι, και εκ των υστέρων εμείς τους βάζουμε ταμπέλες, και αυτό είναι απολύτως λάθος για μένα. Visita la april la anul 1950 fu un andamuse băiasa. Era Paști. Și armânii de acolo vrură să țină, să ghivăsească ștu română și pe armâniaști. Și atunci a fost un mare căvgă băiasa, anamisa de armâni, anamisa de armânii pro-români și aței pro-greți, legate de lucrurile astea. Sunt căceară, sunt bătură și turțul nu parașteați să adară. Pentru sonii luară apofosea, se arestează doi din inspectori școlari români care era Vinița Clo și fur arestați tifurnia asta, că ei anintară căvgălu de băiasă. Vidia Zul fu arestat și Ianachi Manachia, care fu și el acolo la anamisa de înăuntru tu aici pe căvgă. Ianachi și Zul dau zile toa hapsi. Îi se trapsi permisul de fotograf de Ianina, fu dat în afară de la sculia de Ianina și fu băgat, cum zicem, domiciliu cu zorile, șadă tu hora lui, de la până tu ahurhit al izmăciun septembrie, când apuche numirea la sculia de Bitola. Ianachi era aclo când se făcea lucrurile astea. 130 de case, de ducheni, de prioni, de hăniuri, toate acestea fură arse. Aproape toată vara fu arsă. Și casa Manachia fu arsă. Ți vă zic că ei bânară un chiro mult greu. Evdela was burned in 1905 because it was a village of non-Greeks. So it was burned down by the Greeks because the people were non-Greeks? Yes, yes, that's simple. It's so simple. Ianina, nu știu desi adră cadurii cu corpul diplomatic, am asigur adră lucrurile astea Bitolia. Și Pistipsescu cât ei social fă mult maghini Bitola de Ianina. Și lumea lor se adră malargă. I would say 13 years old, and Milton was a good friend of my grandfather. His name was Athanas Tilly. And Milton used to come to our place, and mainly they were speaking in Vlax. This is called Hirok Sokak. And some people, the communists, they decided to make a straight line. And they were going to pull down some of these buildings, this architecture. And my grandfather, Milton, Ianachi, and a few of them, they said, hold on, they already started. No, they said, no, we have to preserve. We have to preserve this
architecture. And that was a good thing. He lived here with his wife, but this wasn't their house. They rented from people that live in other country. And when my grandparents came to buy this house, it was only the woman, the wife of Manaki here. Manaki has already passed away. The house was not in good shape. It was almost demolished. Can I take a seat here and sit with you for 2 minutes? Do you speak English? Yeah. Okay. So I was wondering, this is the house where Milton Manaki worked for, I don't know, a period of time. I was wondering if you know anything about him. Yes, we know everything. Yeah? How come? Because I live in this building. Okay. And my grandfather and my father remember him. We are neighbors. So I'm looking to find you the Manaki photos from his atelier because I collect postcards, but only from Bitola. And he also made postcards from the streets. And this is Manaki. This is Manaki? Yes, that is in the latest period. You know what happened with the photo studio after Milton died? I know that they sell the house and different owners. And you know, in that time, people don't appreciate too much. I think maybe half of his stuff is ruined. So I know the story, the children from the street, when he was very old and not too many interest, like old guy. He stuffs in the house. Children took the negatives, and because they were with mangan, they burn the tapes like a game and throw from the buildings like a firework work. Miltul cunosc de 43 ani, nu? Lu aveam închirat studioul al Milton și lucram la studioul Milton. Și Milton mi-a întrebat, băiatul meu, băi, copilul, știi să fotografiez? Am spus, nu știu. Vine eu la Manache, vă spun cum să fotografiez. Și eu luam mașină 18 ghinghiți, băgăs camionul acolo. Și zice, eu așa de aici, te vă fac un portret să facă, cum zic eu, o știnie. Da, clară, da. Să facă clară un altă compoziție, cum lipsește bine. Ați au, știu, are lucruri ce nu știu, nu înțeleg. Și ați făcut portret lui? Nu, no, păi, nu mă știți, nu fețială. Așa. Ce trebuie să fie în Manache, este un moment. Nu e ăsta. Nu e ăsta, nu e ăsta, nu e ăsta. Mai în sus. Mai în sus.
Unde e Milton, mă? Nu e. Cum poate să mai e aici așa, mă? Nu poate să mă. Poate încolo? E mai nicui domnul vechi, gazda. Gine oți. Avem oaspeți de termănie. Ia eu. S-a dus? N-a dus ră. Unul ți-a arăt să-i prind, n-a dus ră la om. Arșinii mei. Și ți-a arșine, ți-a nu-i arșine? Nepostoia ta aici. Pârvo șligame naša familia, kade raboti, kade taja, kade prava, posle svadbe kako je bilo, posle folklor, tirađi, raboti, manifestaciji, razni mesta. Posle koga dojde hurijeto, slikame na hurijeto, slikame site ili gdenčite kako dolazat od planina. Како новинар во Радио Битола, ја уредував емисијата «Филмски преглед». Во неа се третираа проблеми од областта на филмот, а веста дека Милтон Манајки е болен, бргу се прошири низ Битола, затоа што го немаше низ главната улица каде што често се движеше. Болен беше истоштеност и веќе беше во години, а никој не знае од што беше болен, меѓутоа староста го надвиси, така да речам, и го немаше во она вообичаена прошетка што ја правеше секогаш на Широк Сокак. На 18 февруари, две недели пред да умри, јас се подготвив да го снимам на магнетофонска лента и го снимив интервју кое траеше 20 минути. После две недели од тоа интервју тој почина. И тоа беше последното негово интервју, а и најдолго време траење што воопшто дал гласот на магнетофонска лента. Манајки беше многу шеговит човек, многу духовит човек беше и немаше 2-3 метра да помини низ улица, а да не се зафати со некој, да не поразговара, да не направи некоја досетка или некој хумор. Има една досетка за него анекдота, која ќе излезеше нешто да продаде некоја фотографија, кој ќе се вратил дома, жената му, сопругата, ќе му речеше, Манајки, шо направи? И тој ќе му речеше, пиши една нула. И таа ќе му речеше, добро, секој ден нула, нула, ама Манајки му вели, ама кој ќе дојди еден да клаш, ќе дојди многу нули. Многу сиромав беше, дури до последниот ден имаше една коза и ја пасеше долу на шеталиште и со неа, така да речам, се прехрануваше, затоа што тогашниот систем немаше осет за неговото богатство што го има тој реализирано во кинематографијата и во фотографијата. And do you know if we can find any other of his relatives in Bitora or elsewhere? Има внук кој што живе во Куманово, исто се вика Милтон Манајки. Внукот син. And we can do you know where we can find him? Имам телефон, може да се најде. Zero, zero. 389. Is the Macedonia number? 31. Yeah, you don't even need that. No, you do. When I call you, it's 3. Deci cum e? 430703. Dobar den? Dobar den.
să întreb Leonid mâine că așa scrie în ceva. It's a home number, right? Is Kumanovo a big town? Yeah, but not too much. Ishi biografia I ne gotovo poste. To je Tomislav. Čo napiši zbog ova работа, кога дојде Томислав кај мене, ме донесе едно писмо од Джордж Саду, преседателот на филмите во Франција. А тој пише така, француски. Дакле, те испраќам мој студент да му даваш биографија да го напиши. Како татко на филмите во Балкану, ќе му поможеш на ова дете. Има многу интересантни работи, ама што да се сеќаме, зашто ја на моите слики, што имам хиляди, имам најстарите, најинтересантни работи, има и сите краљови, што помина тука. Spent more than 10 years every day with Manaki brothers in their life and the films. So how did these films get to the Cinematheque? What's their story? In 1955, Milton Manaki went to the Macedonian State Archive and he sold everything he had to the State Archive. Not just the films, but also photographs, glass plates and everything, and the documents. Why did he sell the films? For money. I mean, was he poor? Yes. In that period? Yes, very poor. Shooting, camera work, filming is connected with their life, with their stay in Bitola. Bitola was, let's just say, most important city. Also, it was a center of foreign diplomatic representative in Ottoman Empire in this region. It was possibility for exchanging of the new ideas, new technologies, new watching of this world. According to one story by Milton Manaki, all these guys were Macedonian fighters for freedom, and because of that, they were hanged. Maybe these hanged men are just to show to the citizen of Bitola that if they're thieves or rebels or fighters against Ottoman Empire, that they will finish like this, maybe. How do you think they were allowed to film? It seems like quite a dangerous thing to do. Oh, no. I just think that they didn't know what actually means film, you know. Because in that period, in that time, film is just fun. But now, after, I don't know, 100 years, when we watch all these materials, these films get historical value. So probably they didn't know what happened. And you asked me about this manifestation. It's very important in the history of, not just in Macedonian history, but also in the history of Turkey. This is so-called Young Turk Revolution, which began in 1908. And actually, this manifestation is the beginning of the born of new
Turk state. Where was this shot from? Looks like was it the balcony of their studio? Yes, yes. This street is so-called Shirok Sokak. I used to say Broadway, but in Bitola. Do you think the brothers were sort of supporters of the Young Turk Revolution? Were they sympathizers? Yes, absolutely. From the very beginning, they were fighters for Gulag's rights. So I deeply believe that they were supporters of the Young Turk Revolution. Visit of Romanian delegation is also very, very important event what happened. You know that in this region around Bitola there were many villages with Vlach population. So the idea of this visit was few very important people from Romania to visit this Vlach population to see how they live, what they do, work, etc., and to make some kind of report to Romanian government. But this visit of Turkish Sultan was very important, and for this shooting they had to have some written permission. And about this written permission, it's a story that Manaki brothers had some cousin who was some kind of police chief in Istanbul, and he helped them to get this permission. So you saw that the Sultan is coming out from the train, and he has go inside in the building. And in meantime, when he goes through the building, Manaki brothers had to run or something to get outside the building to shoot this shot. I'm not sure if possible. My theory about the two camera, maybe one of the brothers with one camera was on the right side of the building, and another one with another camera was on this left side of the building, just to be prepared, one to shoot how the Sultan is walking in building, and another one how Sultan walk out from the building. But just a theory. But if they did have two cameras, why would anybody buy two cameras to shoot something, to shoot an event? They must have been aware of some kind of editing or some kind of continuity in shooting. You probably saw the films of Lumiere or something. You can just put the camera on one place, start shooting and stop shooting, and that's it. But they make a story. Many people ask me why they didn't scream, but I don't know. But don't you think it's somehow strange that they were so interested in filming and in being there, and not interested at all in editing or showing it? It's kind of a strange. I mean, when you're a filmmaker, you start from the beginning. You go there, you shoot, and then you edit, and you screen. Yes, but this was not the primary goal, the primary interest of their life. They live from photograph. So I will show you this photograph. It's my great-grandparents. And as I told you, I'm Vlach, also like the Manakia brothers. And they come from Kundrova, which is a village near Veria. Could it have been taken by the Manakia brothers? It's obviously that this photo was not taken in the village. I'm sure that this photo is taken in some city, town, because it's inside the studio. Inside the studio, and the studio is quite good. They made a lot of studio photographs, you know,
and especially when they made the portrait. And I'm pretty sure that this photo they made for money. I cannot say exactly it is taken by Manaki brothers. And probably they made, I don't know, thousands of photos like this. And also, because of that, it's a problem to make some identification. But what about this Kodak? Do you think... I think that they did not use Kodak. But I'm not sure. You could ask Robert. Mm-hmm. And I think that he will know exactly about the materials mm-hmm. they used. No, these photos is not from Manaki, but I'm maybe 19% sure about my information. I'm working from 2000, so like 15 years, with all the glass plates and photographs of Manaki. I know all photographs of Manaki, mm-hmm. Which are in archive in Bitola. There are more than 7,000 glass plates, and this background and this floor, this is the first time I see this a studio. It's no Manaki. Would you say there are some more photographs, like in private collections, that are not in the archives, I mean, that were just given to... Yes, in Bitola there are a lot of photographs of Manaki in private collection in the mm-hmm. houses. Cam câte sunt oa? La noi, tu arhiv, câte da. Plăceare? Aproape 6.000 sunt. 6.000? Și sunt tot așa, mă? Are pluci, are și alte negativi, rol filmă, ți le strigă și alte. Aproape 16 din ei... De originale. De originale, de ieșit. Câți ani aveau? Dă-ți tu ca ea nu-i asti? 1906 ani. București este faptă. Arhive Bitola 2105-119. Portretul regelui Carol I, 1906, Sinaia, România. Arhive Bitola 1267-72. Regele Alexander Karađorđević al Serbiei și Regina Maria în vizită la Mănăstirea Sfântul Naum din Ohrid. Arhive Bitola 1761-95. Fiii sultanului Reșad al V-lea, în costumele tradiționale ale orașului Debar, primite în dar de la cetățenii din Bitola. Uitându-mă la imaginile fraților Manakia, îmi dau seama că ceea ce mi-ar fi plăcut cu adevărat să fac e un documentar observațional de 4 ore, în care să-i urmăresc pe frați fotografind și filmând prin Balcani. I-aș fi întâlnit pe toți oamenii ăștia din imagini, pe care îi pot vedea numai acum și aici, la o distanță de 100 de ani de vremurile în care au trăit. Regi, consuli, revoluționari cu pușca în spate, țărani și orășeni, poate că m-aș fi întâlnit chiar și cu străbunicii mei. Seara, după ce aș fi terminat filmarea, m-aș fi așezat cu Milton la o bere sau un uzo la o terasă din centrul orașului, comentând cu haz despre oamenii ce trec prin fața noastră, în timp ce Yanaki, retras la celălalt colț al mesei, ne-ar fi urmărit tăcut și oarecum ustrător. Yanaki,
Ianaki cu soț. Mm-hmm. La primnare tu bania hisar vărgări. Tu ca eu nu iasi? Epa, isto este nu se cită mamanlu, una nie în 106, pun una nie în 109. Ma ții căfta în vărgărie? Apa nu se era interniran, internația. Câtă? Epa, căței, armăie se lăgea internația tu vărgări. Tot să-l chiură. Câtă? Pa căței nu-i vre. Nu-i vre. Nu-i vre, oțe. Probabil e prozul polim mondial, vârgâria intră Bitola. Și acolo l-o mulți armâni, care era ma abzâți, cu mai multă influență românească și îi pitricură surghiunii tu vârgârie. Iar aici ajuns și Plovdiv, ti mai multe furnii, am apistipsesc cu că prota și prota era ația că era mai ligat din România. Sigur, a fost și alte furnii, că taha era niscânti caduri cu niscânti avioane, aflară și ceva tufec și ceva băruti acolo la ei înăuntru. Nu știm multe cum tricu, dar se pare că și-a drăzânatea ghini și acolo. Află oameni să-i bagă tucaturi și acolo. Hello. Do you have old photographs? Oh, here. Have you ever heard of a photographer called Yanaki Manakia? Just a moment. Yeah. Maike? So, Manaki is his name, like Manaki. He's called like that. No? No. Do you speak English? Very little. Have you ever heard of a photographer, Yanaki Manakia? Yanaki? Manakia. Mr. Chine, no. No? No. Thank you. Bye. Bye. Аспекти, дилеми, соочувања. Утринска програма Добро утро Македонија, водител Виктор Мишкетич. Okay, let's just go there. Добар ден, се извинувам. Ме интересира дали може да ми ја дадете адресата која е поврзана со телефонскиот број кој што туку го запишав? А 031, мислам во Куманово. 031 430 703. Добро, да, дали случајно може да ми дадете негова адреса? Варажница. Се извинувам, како? Варажница, број 24. Вараждинска, број 24. Фала многу, пријатно. Can you show us the photograph? Yes, this is the from Milton Manaki picture. With Vasilikia. His wife. Yes. When was this taken, do you know? The year? I don't know what year. This is a picture with my father and his mother. Oh.
Како што знам јас и како што ми имаат кажувано, татко ми е, мајка ми е тука сите, тој е точно така дека е посвоен. Уште како мал, значи колку имал? Две години, шест години имал, е, мајка ми ќе каже. У Лариса, не е него у Гревена, таму е и роден, у Гревена, нашот ми. Жената на Милтон, Манаки, значи му е тетка на татко ми. И тие, таа има... Родена тетка. Да, родена тетка. Родена тетка. Значи тие не можеле да имаат деца, Милтон и Василикија. И тогаш татко ми бил најголемо дете, од другата фамилија, најстар бил, од другата фамилија, и тогаш тие го дале на Милтон и Василикија. And did your father tell you stories about Milton? Каде што тој татко му, мојот дедо, го опишуваше како безгрижен човек. Значи човек со добро срце, со добра душа, на секого сакал да помогне, да даде, со сите бил другар и така. Тие не живееле во некој раскош. Значи биле скромно семејство, сиромашно така, да кажам. But why were they poor? So they had a photo studio, they did films. Why were they poor? Значи тој не се занимавал со таа дејност од материјални поводи тој. Туку го влечела таа работа. Го работел тоа. But I would also like to ask your mother. She probably met him, right? Because да, да. Дали си га сретнала маму? Како не? Многу ме сакаше. Само таа уште... би ма сретнала. Пред да се мажам јас, пред да се мажам, кога мажот ми студираше, овој, како се вика, шумарски факултет, кога студираше, он у студентски дом беше. И јас бев у студентски дом. И свекор ми довајгеше, тогаш не бев јас мажена, не мене знаеш. Дојде ме тражи и прво мене ме посети, па после иде него да го посета. И стално, кога идев јас... Кога станав доктор, кога станав и кога идев јас на Отешево, идам таму на годишни одмор, ме чека на станица, ме чека со автобус, ме чека и ме зема и доаѓаш кај нас, вика. И јас викам, како ќе имам кај нас? Ми зема и торбите и све, ги остави во гардероба и ме носи кај нив. И пак назад, многу ме сакаше. Татко ми има вака кажа, значи, Јанаки никогаш се нема тој бавено да снима, да фотографира. Нормално, сигурно има некои фотографии и слики, како и сега и ние што сликаме денеска нешто. Значи, целата таа дејност, претежно, ја работел Милтон. Значи, Милтон Манаки, но има 4 пасоши. Има италијански, има романски, дали грчки имаше, ми се чини. Так. Значи, во неколку наврати, тој е викан од сега не знам кој е бил таму, кој крал Романија, како што, и тој е бил има медали. Како дворски уметник там во Романија, има добиено неколку признанија. Тоа се и тука има иницијалите од Карол, први ми се чини дека тоа. And what about the others? What are they? What is that one? Ова е од југословенската кинотека. Пионир југословенског филма. Nice. And the other one? This is also Romanian. On the King Carol the First. Ова е план на киното како е требало да изгледа и каде почнато да се прави. Единствено нивно што е било, значи куќата не е била, тоа е било плацот, местото каде што е киното, тоа го имаат купено тие. И потоа го имаат изградено киното таму. They opened the cinema, they had a certain success for some few years, and then fire destroyed their cinema. This was the turning point of their careers because they lost all their money. When they tried to rebuild it, they had to get loans from the banks. He couldn't pay them back. And destroy.
Hello. 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 Do you speak English? Yes, I do. Hey, I'm Eliza. Hi, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. I was wondering if I want to get inside the cinema. The old cinema here that is being restored. Do you know who is doing the work? How can I get in? If I can talk to somebody who is restoring the cinema? That's in relation to what? No, no, there's a cinema here. All right, you'd like us to speak out there? Yeah, and I would like to know if he knows who I can talk to that is restoring the cinema here. It's in the garden here. Oh, who's restoring the cinema? Yeah. Well, we don't know because we're just guests from Australia. No, I will. You need someone that can resolve. Tell me what an equity. Și robotul ăvde și am pre-privat restaurant tu că și cinema ta și în restaurant și pre-privat să că do snai. Ah. Yeah. Să boss să cum ești gazdă. That's my where are you from? Romania. Romania. Se un cășo se gleda kine. Okay, cinema. E coio praiono? Grado naçalniku. Grado naçalniku. Da, ce na cel grad. Cel grad. Okay, all right. The person that's restoring the cinema there, going to be a cinema for the whole of Mithila, and it's been made by the actual the government, that's the state government or the local government in the area. Yeah. And they're doing that, fixing it up. But that's as far as we know about it. Okay. It was a sad end for the union of those two brothers because one of them left for Salonika and the other one stayed in Bitola, and the Second World War erupted and they didn't see each other from then on. Why do you think they never met again? Because this is somehow strange to me. They didn't meet. I don't know why, but I can imagine. It was impossible to travel from Greece to Yugoslavia. Yugoslavia was communist. Here it was a hysteria, political hysteria against communism. Those who were communists and lived and stayed in Greece were eliminated. Those who dared to say that they wanted to go in the other part of the border, they were considered traitors. Thousands of people from one part didn't see their relatives in the other part. That's folly, craziness. What did he do in Thessaloniki? What did Yannakis do there? There was a certain Romanian school in Thessaloniki. So at the beginning he worked in this school for a while as the state changed in Romania and became communist state. They stopped this school and he stopped working and he lived in poverty. He used to say, my rings fell, but my fingers stay.
I think Milton had a very good political sense. He sensed that the end of the Nazis was near, and he approached the popular army of Yugoslavia, and he chose the right horse. So he worked for them. He filmed the different fightings and arrivals of the liberating armies, and he somehow became a little hero in Yugoslavia. He was very smart. It seems he was smarter than Yanakis. He insisted while Yanakis gave up. Yanakis had misfortunes in his life. He lost his son. That's very, very big trauma. Înainte să mă despart de Igor la Cinemateca din Skopje, mi-a spus că el încă mai caută filme ale fraților Manachia. Filme ce pot fi pierdute pe undeva, neidentificate. Mi-a spus că atunci când face asta, se simte ca un vânător care caută ceva ce nu a pierdut niciodată. Mi-a rămas în minte chestia asta cu vânătorul. Oare de fapt nu asta înseamnă să faci film documentar? Să cauți ceva ce nu ai pierdut niciodată și pe care probabil nu-l vei găsi niciodată. Am o fotografie cu un străbunic de-al meu și îmi amintesc că mai de mult și nu mai știu în ce carte, am găsit o informație despre un mit azdru care ar fi fost armatol. Și cred că, nu știu că e ăsta, dar... Nu, ăsta e. Ăsta e, da. Poți să-mi spui un pic ce erau armatolii, de fapt? Zățeam armatolii la ței ditsonii care s-a lumtară tu bițita de etă, n-au spravohită de etă hinghis, tu căfgălu ațel dramatic, anamisa de armâni și armâni. Străpaptul era tună ahtare pare, de oameni care vrea să apără horli armânește de acolo, de Anvârliga de Cândrova, să le apără de andarță. Aia este afu. Era soț cu Colanicea, cu Iori Mucitani Hasapu. Era una pare de oameni geni. Și crezi că e posibil să fi fost făcută de frații Manachia? Știm sigur că Iori Mucita Hasapu și Colanicea sunt fotografiați, sunt cadurii adrate de frații Manachia cu ei. Ți-am zis că e asta posibil, că ți-e... Sigur, nu știm, mininunea răbare tehnic nu poți să vezi, va? Beautiful. Beautiful. Like painting. It was not the nature, it was not the way they used to, the lightning. It was not, they were more, less. This is artistic, aesthetically very well posed photograph. I like it very much. I don't think they did it. I don't, after all, from their clothes I can imagine they, it is after the First World War and a little before the Second World War. The art is very strange. I wouldn't expect it, this hat, you know, on this person. Strange, but the woman is okay. It's the typical dress. But it's a strange photograph. From the first glance, I wouldn't say they were Vlachs. They wouldn't. It's something in between. They were changing something, identity.
maybe moving from one place to another, and socially, ethnically, everything is in between. So it's they are moving somewhere. Între anii 20 și 40, o mare parte a românilor din Balcani a migrat masiv în România, sperând la o viață mai bună, departe de omoruri și dispute, un loc în care să poată fi, în sfârșit, ei înșiși. Familia mea a făcut parte din acest val care a ajuns atunci în România, trecând prin Bulgaria. Fotografia străbunicilor mei a fost făcută, cel mai probabil, cândva în acești ani în care ei s-au aflat între două țări, între două locuri pe care se le poate numi acasă. M-am gândit să-mi termin căutarea în Avdela, satul în care s-au născut frații Manachia și unde a început de fapt toată povestea. Câteodată mă întreb de ce fac filmul ăsta. Și acum câți oameni sunt în Avdela? Genghis. 20. Cam de Genghis. A, de. Genghis 5. Genghis 5, Him, cum îl chem? Him. Cum îl chem? Și când sunt mai mulți oameni? Iarna și vara, câți oameni sunt? Iarna sunt 5 aici. Da, ați auzit povești despre ei de pe aici? Nu, eu... Adică oamenii de aici știu despre ei? Nu. I-au cunoscut? Nu. Nici de ei nu bânează, nu. Sunt, au murit aici și, poți să hrănească pe aia, 70 de ani, 80 de ani au murit. Care să stie? V-am arătat casa? Da. Nu e departe, e aici aproape. Dar de ce nu mai e casa lor acolo? A luat foc și după au căzut. În ce an, știți? Atunci, când am fost germani. Aici era? Da. Unde e locul ușor, ăsta? Ușor, tine, aici. Ușor, ușor, de aici. Asta e. Aici era casa? Da. Și s-a ars. Și casele astea erau și ele? Da. Sau s-au construit după aia? S-au construit după aia. Banachiangi? Era dictinotrufichească ecogenie. Avea oi. Era doi ficiori și fete. Câte fete? Nu știu. Una, Utimsescu. Era Rina. Era umărtată la Bichir și cea era almanachea fetă. Ianachi, Sensură și Lombliare Anastasia. Fete, un ficior și-i muri stăi cu șinea Hronia. Și Ianachi apoi este în Hurcic când muri ficiorul și muri tineri. Meltiade, Sensură mari, dilichii. Și lua fiata al daucă, cheaua. Eu fetișe un ficior de la cumnatusul, de la Lixache al daucă. Și cea Leonida. Sparsi și-o s-a sparsi?
și manachea. Uvidet. Acel și apot, lădrară manachea înge. Aua, se torși mi-tor de asta parte. Vără grăpșirea alte ficiorge. Aua, gineam, afubiceam de război, de ciucriche, de lucru ce lucram, luăm pâine și caș, și gineam o adim cam. Când obiceam de lucru, era de la de cum să exdrumi, aua. Eu vă năceam la manachea. La iavde la imarate, ce niște aine virinate, cum și nu stau ne. Ce-am duneau mult ovgată, fug de parte, nu poți la aflu, mai o bunlu voi tras la vdu. Zgină tuci hoara năindi, schibă tuci priună mindi. La iavde la Armânii fură una a puntii și că sunt căceară cu iscânță, cu alanță. Pentru s-o nevrură să armână isih. Și ne apare ația că noi chima puștu istorie. Ita mama este un semn că ți vă zic că vrei situ că vgă, i vrei zbâneți. Mai gini bâneți decât la noi masin și tu migdani, asta vă zic că moarte de mult. Și vai fună mintimenili naturală. Mai gini șeți cu tuți și poate va să armă într-un bană. Vai. Putem să amintăm mutrita lor, a fraților Manachea, pisti vătămări, pisti câvgați, pisti încăceri. Poate lipsește-ți totdeauna mutrita ți-a napartit de toate astea.